veți asculta un mesaj din Sfânta Scriptură rostit de pastorul Teodor Dronca. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 16, începând de la versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Fiți bineveniți în casa Domnului toți cei ce ați ales ca în această dimineață să petreceți momentele acestea ca niște momente de har în prezența Domnului și doresc din toată inima pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Iubiții mei, în textul biblic al acestui serviciu divin ni se dă o învățătură sau câteva învățături despre biserică. Ce este biserica? Din cine este alcătuită biserica? Cine conduce biserica? Ce rol are biserica în lumea aceasta? Și în final, care este destinul ei glorios și veșnic? Biserica, întâi, trebuie să știm, este un concept cristic, nou testamentar. Nicăieri în Vechiul Testament și în Biblia de până la Domnul Iisus nu se vorbește despre biserică. Domnul însuși introduce conceptul acesta, noțiunea aceasta despre biserică. Și textul din Matei, capitolul 16, este prima mențiune a Bibliei cu privire la biserică. După aceea, despre biserică se vorbește mult și chiar foarte mult în Noul Testament. Spuneam, biserica este un concept cristic, fiindcă biserica e a lui Iisus Hristos. El a zis în versetul 18 al citirii: eu voi zidi biserica mea. Biserica nu e a vreunui om. E greșit să spunem biserica noastră. Sau vreun lucrător să spună biserica mea. Biserica e a lui Iisus Hristos, dragii mei. Noi facem parte din această biserică, dar dreptul de proprietate asupra bisericii nu l-are decât El. Singurul care poate să spună biserica mea este Iisus Hristos, fiindcă El a născut această biserică prin jertfa sa de la Calvar, mărit să fie numele Domnului. Biserica este un lucru extraordinar. Este o invenție, dacă vreți, a cerului pentru vremurile noastre. Domnul Iisus Hristos a vorbit oamenilor prima dată despre biserică și unii nu l-au înțeles. Dar apoi lucrurile au început să se clarifice din ce în ce mai bine. Apoi vreau să vedem din cuvântul lui Dumnezeu din ce sau din cine este alcătuită biserica. Și pentru aceasta mergem la cuvântul Domnului din 1 Petru capitolul 2 și versetul 5.
care spune: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Din cine este alcătuită biserica? Din ce este alcătuită biserica? Din pietre. Dar nu din pietre moarte, ca orice construcție omenească. Fiindcă biserica este o construcție divină, venită de la Domnul Iisus Hristos, ea este alcătuită din pietre vii. Și în măsura în care fiecare dintre noi suntem o piatră vie, suntem și facem parte din biserica lui Hristos. Pietrele moarte, oamenii morți care n-au viață din Dumnezeu în ei, nu pot fi parte din biserica lui Dumnezeu, din biserica lui Iisus Hristos. Biserica Domnului e alcătuită din pietre vii. Iată de ce biserica este un organism viu, ceva care trăiește, ceva în care viața lui Hristos se manifestă. Dar biserica aceasta, despre care am început să vorbim, despre care ni s-a citit în acest serviciu divin, are o temelie. Construcția aceasta, edificiul acesta spiritual, alcătuit din pietre vii, are o temelie și vrem să citim despre această temelie din aceeași întâi epistolul lui Petru, din același capitol 2, dar un verset mai înainte, și anume versetul 4. Apropiați-vă de el, zice Scriptura, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Cine este el? Este Iisus Hristos. El este piatra unghiulară. Și știți că atunci când s-a făcut templu, această piatră a fost refuzată de constructori. S-a crezut că este un rebut. Au aruncat-o la o parte, dar când să se închidă temelia aceasta, lipsea ceva. Și atunci a fost adusă piatra aceasta înapoi, a fost pusă în unghiul clădirii și este piatra care dă rezistență clădirii. Piatra vie, dar nu ca orice altă piatră vie, cum suntem noi, ci piatra vie aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Pe El se zidește biserica. Temelia bisericii este El. Slăvit să fie numele Lui. Și observați că în textul nostru, Domnul discută cu Petru și spune în versetul 18: și eu îți spun, tu ești Petru, iar în Biblia mea și poate în Bibliile voastre este o notiță. Unul scrie aici și la subsol se traduce cu Petros. Adică, tu ești Petru sau Petros și pe această piatră, și e o a doua notiță care zice la subsolul paginii că înseamnă Petra, voi zidi biserica mea. Unii cred că Petru este temelia bisericii, nu e adevărat. Haideți să citim din nou. Și iată eu îți spun, tu ești Petru, adică Petros, și pe această piatră, adică Petra, voi zidi biserica mea. E clar că sunt două cuvinte diferite aici. Petros înseamnă pietricică. Petra înseamnă rocă sau stâncă. Să citim din nou. Tu ești Petru, adică Petros, adică o pietricică. Și pe această piatră, adică Petra, adică stâncă sau rocă, voi zidi biserica mea. Biserica, cu tot respectul, nu se zidește pe Petru, ci pe Iisus. El este temelia clădirii, bisericii, și de aceea îi dăm toată cinstea și tot respectul lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Biserica se zidește. Biserica nu rămâne în formă incipientă. Se zidește, Domnul a spus, eu voi zidi biserica mea. Întâi biserica se zidește pe Hristos, apoi biserica se zidește pe temelia și învățătura apostolilor și biserica se zidește
prin ce dă fiecare încheietură în parte. Vreau să mergem la cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 2, și vom citi de la versetul 19 până la versetul 21, unde cuvântul Domnului spune așa: Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din biserică, adică din casa, din construcția lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată cum crește, iată cum se zidește biserica lui Iisus Hristos. Dar mergem la capitolul 4 și versetul 16, care spune așa: Din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. Dragii mei, zidirea bisericii se face în primul rând datorită lui Iisus Hristos. Apoi, datorită unei temelii, a unei învățături puternice, care este temelia și învățătura apostolilor. Și apoi, la creșterea bisericii, la zidirea bisericii, suntem chemați să contribuim fiecare dintre noi. Noi nu suntem pietre moarte, noi suntem pietre vii, active, care prin ceea ce dăm fiecare dintre noi, contribuim la creșterea și la edificarea bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt adevăr despre biserică este acela că biserica este mereu în expansiune. Biserica nu se apără, biserica atacă. Iată unde este locul bisericii. Recitim din nou versetul 18, ultima parte din textul nostru de bază de astăzi. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica trebuie să se afle mereu la granițele împărăției celui rău, la porțile locuinței morților. Biserica trebuie să fie în atac, trebuie să cucerească inimi și teritorii, trebuie să lărgească granițele împărăției lui Dumnezeu. La început au fost 12 ucenicii Domnului, apoi au fost 120 cei ce au primit Duhul Sfânt. În aceeași zi s-a multiplicat biserica Domnului la 3.000 care au primit cuvântul, propovăduirea și botezul. Și Biblia spune mai departe în Cartea Faptele Apostolilor: Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Iată cum biserica crește, fiindcă e de la Domnul, fiindcă Domnul este stăpânul ei, fiindcă Domnul este proprietarul ei, fiindcă este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor și fiindcă în această biserică nu sunt pietre moarte, ci fiecare e o piatră vie care lucrează ceva, face ceva. Te-ai întrebat, fratele meu, sora mea, iubit ascultător, ce ai făcut tu ca biserica lui Hristos să crească? Ce am făcut eu ca biserica lui Hristos să se zidească? Care este părticica mea? E una infimă, aproape neînsemnată, dar este necesară pentru ca biserica să nu stea pe loc, să nu dea înapoi, ci să meargă înainte. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În biserica Domnului aflăm că e rânduială, e disciplină. Și Domnul i-a spus lui Petru: Îți voi da cheile împărăției, la versetul 19, a împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. În biserică există ceva ce trebuie legat, și anume toți aceia care nu trăiesc în rânduială.
Rânduiala este trăirea în sfințenie. Nerânduiala sau neorânduiala este trăirea în păcat. Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii în toate bisericile sfinților. Și rânduiala înseamnă să trăim în sfințenie și în neprihănire. Iar toți aceia care trăiesc în neorânduială vor fi legați. De aici disciplina bisericii, de aici anumite pedepse pe care cei ce trăiesc în nerânduială le vor primi și vor fi legați. De-ar fi legați numai pe pământ, n-ar fi pe agrav, dar ce este legat pe pământ, spune Domnul, este legat și în cer. Și dea Domnul ca tot ceea ce este legat pe pământ să fie deslegat, pentru ca să fie deslegat și în cer. E trist când un suflet pleacă din lumea aceasta legat. Trebuie să fim deslegați, frați și surori, pe pământ, ca să fim deslegați și în cer. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi un ultim adevăr pe care vreau să-l spun despre biserică este că biserica are un destin glorios. Istoria bisericii s-a scris de când ea a început și se scrie încă cu fiecare dintre noi, dar ea nu se sfârșește pe pământ. Orice istorie a vreunui om, a vreunui popor, începe pe pământ și se sfârșește pe pământ. Dar istoria bisericii a început pe pământ prin Domnul Iisus Hristos și se va sfârși în cer. Biserica are un destin glorios. Haideți să citim cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 5, versetul 25 și următoarele. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Locul bisericii nu e pe pământ. De aceea biserica e hulită, nu e prețuită. Aici pe pământ suntem ca un spin sau ca niște spini în ochii oamenilor din societate. Biserica nu și-a găsit locul în nicio rânduială omenească, în niciun regim, nici comunist, nici ateu, nici democrat. Locul bisericii este în cer. Și după ce că Domnul Iisus Hristos a format biserica aceasta, El se străduiește să o păstreze curată, fără pată și să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în cer. Dragii mei, aș dori ca la acest destin glorios să avem parte fiecare dintre noi. Aș dori să fim biserica Domnului aici pe pământ, dar să fim biserica Domnului și în cer. Domnul să ne ajute la aceasta. Eu voi zidi biserica mea, a zis Domnul. Biserica se zidește pe El și biserica nu poate fi învinsă niciodată. Și biserica va ajunge în cer. Domnul să ne ajute să facem parte din biserică și să ajungem în cer, unde biserica va fi răpită. Amin. Ați ascultat cuvântul Domnului, predicat de pastorul Teodor Dronca.